Piloții escadrilei 48 de la Câmpia Turzii se antrenează în fiecare zi. Primele avioane F-16 au venit în baza aeriană 71 la jumătatea lunii aprilie. În prezent, escadrila are 9 aparate de vânătoare, iar până la sfârșitul anului va avea 16. Suntem, să spun așa, în faza de validare a procedurilor cu F-16. Aveam aproape 3 luni de activitate operațională. Sperăm la finele anului să avem o escadrilă completă din punct de vedere aeronave. Bineînțeles, procesul de instruire atât pentru piloți cât și pentru partea tehnică inginească, maestri militari, ingineri, va continua tot anul acesta. Cea mai mare problemă pentru noua escadrilă de F-16 o reprezintă piloții, a căror formare costă milioane de dolari și ia mult timp. Gura de Oxigen este însă Centrul European de Antrenament de la Fetești, rezultatul cooperării dintre România, Olanda și Lockheed Martin. În această toamnă, de acolo vor veni la Câmpia Turzii încă 7 noi piloți de F-16. Colegii care fac trecerea acolo nu sunt implicați într-o escadrilă operațională și pot să se axeze doar pe partea de pregătire. Ne ajută foarte mult pentru că pot să zboare în mod curent și de asemenea și pregătirea este mult mai fluidă și durează mult mai puțin. Poți să faci un wingman cu deprinderile de bază, urmând a fi perfecționat în cadrul escadrilei. După ce a operaționalizat prima escadrilă de F-16 de la Fetești, armata a mai cumpărat din Norvegia 32 de avioane folosite care mai au o durată de viață de cel puțin 10 ani. Aparatele pentru care România a plătit 388 de milioane de euro vin eșalonat în țară. În viitorul apropiat, forțele aeriene române vor avea în total 49 de avioane F-16 din 2025-2026. Toate cele trei escadrile de F-16 vor fi operaționalizate. Din baza aeriană 71 Câmpia Turzii, pentru Telejurnal, a venit producător Romeo Stancu.